familia sculptorului Marcel Guguianu reclamă că piața neagră de artă este invadată de lucrări ale artistului realizate ilegal. Este vorba fie despre copii neautorizate, fie despre falsuri. Pentru a evidenția adevărata opera artistului, urmașii săi au deschis o expoziție cu lucrări din atelier, din patrimoniul familiei sau din colecții particulare. Marcel Guguianu a fost supranumit sculptorul frumuseții feminine. A studiat și remodelat formele feminității o viață, iar din atelierul lui au ieșit siluete din bronz sau marmură, care sunt foarte căutate de colecționari. După moartea artistului, comercianții au profitat de momentul emoțional și au început să vândă sculpturi marca Guguianu după bunul lor plac. Acest vernisaj s-a organizat pentru că mulți iubitori de artă care au fost alături și au lucrări de la bunicul meu au descoperit o piață neagră și vor să arate și adevărata operă Guguianu. Irina Guguianu, nepoata maestrului, a adunat 103 piese autentice Guguianu într-o expoziție care atrage atenția asupra pieței negre și îi invită pe colecționar să facă diferența între piesele autentice și cele false. Pe piața neagră sunt fie copii în bronz, fie de lucrări în marmură șlefuite doar după ideile artistului. Obiectul este infracțional pentru că el circulă în pofida deciziei autorului și fără ca autorul să controleze acest lucru, dar forma ca atare este a lui Guguianu pentru că este concepută de el. Marcel Guguianu și-a privit sculpturile ca pe niște icoane. Muzei a fost chiar soția, marea mezzosoprană Viorica Cortez. Marcel Guguianu s-a stins din viață acum câteva luni la vârsta de 90 de ani. A studiat cu Corneliu Medrea, iar vârful creației sale a fost în anii 80 și 90. Sculpturile lui se găsesc în colecții din toată lumea.